Suntem dornici, suntem, ne place. Ce să zic, nu, este primul festival pe care îl văd în materie de istorie. E un lucru plăcut, e ceva care într-adevăr Megidia n-a avut până acum, deși suntem la al treilea festival. E ceva ce scoate oamenii din casă, e, nu știu, pentru copii, pentru tineret, e o lecție de istorie. Ne place și sper să vedem tot festivalul și să avem parte de cât mai multe evenimente și de ateliere și de tot ce e frumos pentru noi, pentru Megidia și pentru tinerii noștri. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Că au venit. Cine? Cine te-a impresionat cel mai tare? Cei cu puști, cu puștele. Că îmi plac puștele. Pentru că este frumos. Este, cum să vă spun eu, o readucere în atenția trecutului nostru și pentru faptul ăsta am venit. Este primul an în care particip? Nu. Asta e a treia ediție și am participat la toate trei. Sunteți din Megidia? Da, din Megidia, da. Și ce părere aveți de inițiativa asta, să se organizeze astfel de festival? Ok, mi se pare o inițiativă foarte bună. Mă bucur că suntem din nou împreună la cea de-a treia ediție a festivalului de joc și reconstituire istorică DAPIX aici, acasă, la Megidia. Este cea de-a treia ediție a Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice DAPIX. Totul a început, să spun așa, la o discuție simplă, cu idei a mai multor oameni care întâmplător au găsit loc de desfășurare și de organizare în Megidia. Iată, suntem la cea de-a treia ediție. Într-adevăr, după prima ediție am aplicat pe fonduri europene și acum suntem finanțați din fonduri europene. Să știți că de fiecare dată evenimentul se bucură de un larg interes. În fiecare an participarea oamenilor crește. Anul acesta eu sunt convins că va depăși mult numărul participanților de anul trecut, pentru că este într-adevăr o publicitate online foarte puternică și un feedback foarte pozitiv. Țin foarte mult la acest eveniment. E făcut cu sufletul, sunt mulți oameni implicați în această activitate, este o echipă destul de mare, eu sunt doar cel care asigur sau mă ocup de partea financiară, însă sunt foarte mulți oameni, este munca unei echipe întregi, în fiecare an îmbunătățim ca această activitate să se desfășoare fără greșeli, însă și greșelile să știți că au rostul lor, au farmecul lor, să spun așa.
Este într-adevăr, zic eu, mult mai bine organizat, participarea oamenilor foarte mare, reacția cetățenilor din Megidia, după cum ați văzut pe parcursul paradei, feedback-ul este foarte pozitiv și așteptăm ca acest lucru să rămână definitiv în Megidia, pentru că am și înregistrat la OSIM această marcă, este marcă înregistrată Primăria Megidia. Reconstituim istoria, suntem obligați să facem acest lucru pentru copiii noștri, să le transmitem și să le impregnăm așa adânc în suflet respectul pentru trecut, ca în așa fel încât peste ceva timp lucrurile acestea să se continuă așa în viitorul, sper eu, cât mai îndepărtat. Din nefericire, nu se mai pune așa mult preț pe istorie, pe trecut. Lumea se schimbă cu așa viteză încât pentru tinerii din ziua de azi, săptămâna trecută, deja e o istorie. Din nefericire. Dar va veni un moment al maturității fiecăruia și vom aprecia și ne vom aplica cu multă atenție asupra trecutului nostru, a părinților, a strămoșilor noștri. La cea de-a treia ediție a Festivalului de Joci și Reconstituire Istorică DAPIX, la Megidia 2019. De data aceasta vorbim de un proiect european, pe fonduri europene, care se va desfășura în anii 2019-2020 și tocmai aceasta dovedește importanța, respectul și în același timp credibilitatea acestui eveniment. Asociațiile partenere în acest eveniment provin atât de pe teritoriul României, bineînțeles că pornim de la cele din Megidia, dar le avem în vedere și pe cele din Bulgaria, tocmai pentru a putea să întregim acest festival care a căpătat importanța și o valoare nu numai națională, și vedem foarte bine internațională. Pe lângă activitățile specifice de reconstituire istorică cu scenarii din toate epocile istorice, și asta face ca acest festival să fie unul aparte pentru Europa răsăriteană, ei bine, venim pe 4 zile tocmai pentru a putea să reprezentăm toate epocile istorice, vorbim de Antichitate, Evul Mediu, epoca modernă și perioada Primului Război Mondial, cum o să vedem în ultima zi, când de fiecare dată venim cu această temă pe care o încredințăm că aici eroii nu mor niciodată la Megidia, e bine, nu facem altceva decât să ne arătăm respectul, să ne cinstim eroii, indiferent de ce etnie, de religie au aparținut aceștia, pentru că și-au făcut datoria la timpul respectiv, acolo, pe câmpul de luptă, pentru un ideal care se numește libertate, pentru dreptate și mai ales pentru respectul pe care astăzi noi îl promovăm aici, în arenă, sub forma jocurilor și reconstituirilor istorice. Cu ajutorul oficialilor Megidiei, trebuie să spunem un lucru, că acest festival nu ar fi putut să aibă loc. Este o onoare pentru noi, și spun asta ca reprezentant al asociațiilor de reconstituire care participă la acest eveniment, suntem la a treia ediție și venim cu drag și cu bucurie, pentru că este unul dintre cele mai mari din țară, cum spuneam. Ei bine, tocmai reușita care se desfășoară aici la Megidia se vede și prin promovarea pe un anumit spațiu care este un stadion. Deci dimensiunea unui stadion pentru a se putea face asemenea jocuri de reconstituire istorică, vă spun că nu prea o să găsiți în țară un alt exemplu.